Bună copii! Mă bucur să fim din nou împreună! Să știți că mi-a fost tare dor de voi! Sper că sunteți bine! În episodul de astăzi am să vă citesc o poveste. Se numește O poveste spusă de două ori. Stând pe malul Eleșteului Tulbure, nu departe de grădina de morcovi, Violeta, fratele ei Geam în repezilă și frățiorul ei mai mic Ronțăilă, se strânseseră unul lângă altul, în timp ce bunicul iepuraș tocmai termina de spus o altă poveste. Și așa, broasca țestoasă, a trecut iepurele. Învățătura este că încet și cu perseverență câștigi cursa. Repezilă sări în sus. Asta e o nebunie! Capul broscuței țestoase Tomi a apărut de după o tufă însorită de narcise. Nu fi așa de sigur, spuse Tomi venind spre iepuraș. El ascultase de după tufă în tot acest timp. Repezilă bătu din picior. Nici o broască țestoasă nu mă poate întrece, l-a provocat el pe Tomi. Tomi clipi din ochii lui adormiți. Sunt încă adormit după somnul meu de iarnă. Dar tot pot să te întrec! Violeta privi la cei doi concurenți și arătând cu lăbuța ei, zise: În jurul Elesteului treceți de grădina de morcovi, traversați podul și înapoi la buturugă. Gata? Porniți! Repezilă a început să alerge. Tomi și-a scos capul din carapace. El și-a înfipt degetele lui mici de broască țestoasă în pământul moale și a început să se turască, tușind puțin din cauza prafului. Repezilă alergă mult înainte, dar deodată a început să gâfâie și urechile ei s-au blegit. Îngrijorat, Ronțăilă a cules câteva căpșuni zemoase pentru Repezilă să le mănânce. Repezilă s-a oprit și înfulecă toate fructele. Ronțăilă, de asemenea, a luat și el câteva. Cu stomacul plin, amândoi, Repezilă și Ronțăilă, au tras un pui de somn, chiar ca iepurașul din povestea bunicului, uitând de cursă și de lecția bunicului lor. De îndată ce au ațipit, Tomi, broscuța țestoasă, s-a târât pe lângă ei, încet și cu perseverență. Deodată, Repezilă s-a trezit și s-a dus pe drum. Dar Tomi deja trecuse linia de sosire. Violeta i-a spus atunci lui Repezilă: Tu trebuia să-l fii ascultat pe bunic! Data viitoare îl voi asculta, zise Repezilă. Și când soarele apunea peste grădina de morcovi, cu toții s-au adunat din nou să asculte o altă poveste. Dar bunicule, zise Repezilă zâmbind, destul cu poveștile despre întreceri! Sper că v-a plăcut! Vă pup și abia aștept să ne revedem! Pa!